Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre, având în vedere că astăzi este și sărbătoare și ați ales să sărbătoriți cu noi, sau mă rog, să petreceți cu noi câteva ore, așa cum și noi, tot fiind sărbătoare, totuși am ales să petrecem împreună, deci s-au întâlnit astrele. Vă promit că subiectele vor fi foarte interesante. Eu, pe mine mă cheamă Liliana Gârbuș și sunt președinta Ordinului Arhitecților Filiala Teritorială Bacău-Neamț. Și anul acesta este a 5-a ediție a Forumului de Arhitectură și Urbanism Moldova Reper 2030. Anul trecut, tema a fost despre patrimoniu, cum vedeți, a fost înscris și în cadrul evenimentelor anul 2018, patrimoniul cultural, și am ales să discutăm atât despre patrimoniu, cât și despre cum organizăm și despre urbanism și cum organizăm la sat arhitectura și urbanismul. Noi ne ocupăm de orașe și ne străduim să rezolvăm problemele, dar satul este, n-aș putea spune uitat, dar tratat mai ușor și totuși este un volum destul de mare construit la sat. Vă promit că subiectul va fi amplu dezbătut, va fi dezbătut de colegele mele din cadrul grupului rural, un grup care s-a născut exact din această dorință de a pune problema arhitecturii și urbanismului prea puțin tratat la sat. Înainte de a intra în temă, am să dau cuvântul invitaților noștri și am să încep cu domnul deputat Dan Leura. Să rămână, bună ziua, vreau să vă spun Hristos înălțat într-o mare sărbătoare a creștinătății Ortodoxiei astăzi și vă salut aici la Roman. Am auzit de întâlnirea dumneavoastră, domnul primar a avut amabilitatea și mi-a spus despre această întâlnire și am vrut să vă salut, să vă urez mult succes, să știți că și în preocupările noastre există foarte încărcată agenda de lucru cu privire la simplificarea eliberării autorizației de construire a certificatului de urbanism. Chiar acum lucrăm pe un proiect de lege care săptămâna viitoare va intra la Comisia de Administrație cu privire la așezări informale și mereu ne-am lovit de acest lucru. Știți, acele microcomunități în care se așează în principal cetățeni de etnie romă fără autorizație și care construiesc clădiri fără aprobare și așa mai departe. Este vorba de a intra într-o formă de legalitate și am lucrat la acest proiect de lege. Săptămâna viitoare va intra în Comisia de Administrație, care este și Comisia Raportoare, și sperăm ca pe parcurs ce mergem să încercăm să vă sprijinim în activitatea dumneavoastră, o activitate complexă, laborioasă, cu mare răspundere în spate. Și tocmai de aceea faptul că întâlniți, dezbateți astfel de lucruri și dacă și sunt convins că veți ajunge la anumite propuneri, sunt dispus să vi le preiau, să vi le susțin și de ce nu să le transformăm în proiecte de lege care să ajute. Pentru că aici nu e vorba de a ajuta un profesionist, nu e vorba de a ajuta o anumită direcție, ci e vorba de a ajuta în ansamblu comunitățile noastre prin această activitate, așa cum spuneam, de mare răspundere a celor din zona arhitecturii, a urbanismului, a celor care au un plus fiecare an, pentru ca localitățile, comunitățile noastre să arate mai bine, dar se lovesc de foarte, foarte multe praguri legislative, de foarte, foarte multe situații care ies dintr-un anumit cadru legislativ. Prin colegii mei de la Roman, în momentul în care ajungeți la niște concluzii care pot fi materializate, pot fi susținute, vă declar tot sprijinul meu, să aveți mult succes, o zi frumoasă, fructuoasă și Dumnezeu să vă dea numai ce vă trebuie. Bine, bucurie, înțelegere și pace. Doamne ajută! Mulțumesc!
noi am fost doar parteneri și am adus materialele noastre, însă adevăratul efort a fost al primăriei și toată această întâlnire se datorează efortului primăriei. De pentru care am să dau cuvântul domnului primar, Luciano Vitu Micu. Hristos s-a înălțat. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Într-adevăr, municipiul Roma și-a dorit foarte mult să fie gazda acestui eveniment, având în vedere și dinamica de dezvoltare pe care o cunoaște municipiul roman, dar această dinamică de dezvoltare nu se poate construi doar din partea municipalității, ci avem nevoie și de sprijinul unor experți. Experți, așa cum sunteți dumneavoastră, care aveți o anumită viziune, o anumită pregătire și care poate ajuta o comunitate să se dezvolte, armonios răspunzând atât cerințelor economice și sociale, dar în același timp coroborând toate aceste cerințe și cu nevoia de dezvoltare într-un mod unitar și într-un mod vizionar a arhitecturii municipiului roman. Noi ne bucurăm că la Roman am reușit în ultimii ani și pe vremea când era domnul deputat, când era primar și actualmente să restaurăm câteva din monumentele vechi ale municipiului roman. Depunem și în continuare documentație pentru reabilitarea altor clădiri, monumente istorice, astfel încât patrimoniul cultural să fie reabilitat și întreținut așa cum trebuie la nivelul municipiului roman. Însă avem viziune și ceea ce privește dezvoltarea comunității noastre și aici iarăși intervine rolul acesta colaborării între primărie și dumneavoastră specialiști în domeniul arhitecturii. Vă doresc să aveți parte de un eveniment cât mai reușit, să aveți mult succes în activitatea pe care v-ați propus-o și astăzi, dar și în zilele care urmează. Vă asigurăm de întreg sprijinul primăriei municipiului roman în toate proiectele pe care dumneavoastră le aveți. Cred că deja s-a demonstrat și este o certitudine faptul că municipiul roman manifestă un real interes față de investiții și eforturile pe care le fac colegii mei de la Direcția de Urbanism în sensul eliberării cu celeritate a actelor necesare demonstrează acest lucru, inclusiv interesul și aprecierea investitorilor care vin la Roma. În medie, să spunem, pentru obținerea unei autorizații de construire cu toate etapele, certificat de urbanism, obținerea de avize, cam în termen de 3 luni la Roma să obținem un certificat de urbanism pentru un proiect de infrastructură mare, ceea ce în alte localități, am înțeles, poate ajunge și până la 2 ani. Ne mândrim cu acest lucru, vreau să-i felicit pe colegii mei de la Direcția de Urbanism pentru efortul pe care îl desfășoară și vă asigurăm în continuare de întreg sprijinul nostru. Vă mulțumim! Dau cuvântul în continuare domnului arhitect șef Iulian Negru. Bună ziua! Cred că o să citesc ceva. După cum ați observat, respect tradiția. Și poate că ceea ce vă voi comunica s-ar putea să fie înțeleasă altfel. În primul rând, mă simt onorat să fiu prezent astăzi în calitate de arhitect șef al municipiului roman, alături de domnul primar și domnul deputat Laurențiu Dan Lăureanu, de reprezentații ISC-ului, de reprezentații Consiliului Județean, de arhitect șef, de colegi arhitecți și primari totodată și responsabili cu urbanism. Voi încerca puțin să ating o problematică actuală, zic eu, să fac o introducere totodată celor care vor urma în prezentările lor și în demersul lor, într-o călătorie, zic eu, mai tehnică și aplicată din domeniul arhitecturii și urbanismului. Am emoții, ca de obicei, nelipsite de emoții, dar o să trecem peste ele, acum și acum. Plecând de la tema acestui Forum Zonal de Arhitectură și Urbanism Moldova, repet, 2030, eram să zic 2030, dar nu mai am văzut. Am ajuns la o dilemă, cea legată de timp.
de modul în care ne orientăm, poziționându-ne în direcția corectă sau nu. Timpul este ceea ce omul a avut, a consumat și a pierdut. Caracteristica principală a timpului fiind scurgerea lui continuă și irreversibilă. Voi prezenta timpul sub un aspect calitativ și nu cantitativ, ca legătură între vechi și nou, pe diferite palene de organizare și structurare, așa cum reiese de altfel și din programul de astăzi al corpului. Și aș începe cu patrimoniul. Patrimoniul construit. Ne ducem cu gândul la patrie, la patriotism. Poate da, poate nu. Se nasc astfel câteva afirmații, zic eu, distrugem vechiul și construim noul, păstrăm vechiul și îl transformăm spre nou, izolăm vechiul și construim noul, sau ne putem raporta la vechi pentru a construi noul. Aceste afirmații, zic eu, că sunt plauzibile. Nu putem păstra vechiul, dar ce este rău. Putem transforma vechiul în a-l aduce la standardele moderne actuale, putem izola vechiul pentru a păstra istoriei și ne putem folosi de el pentru a nu repeta greșelile și a perpetua direcția corectă. Pentru a putea realiza aceste dimensiuni, avem profesioniști, zic eu, sunt. Există o legislație aplicabilă, rolul administrației fiind cel de a gestiona corect și în timp util toate acțiunile ce derivă din acest demers. Evident, nu putem accepta ca puținele construcții de patrimoniu să dispară sub ochii noștri, din neputința proprietarului clădirii, evident, a birocrației excesive sau a indolenței. De astfel, și lipsa unor firme de construcții specializate, zic eu, în a reabilita monumente, de cele mai multe ori duce la pierderi majore pentru clădire, stilul în care a fost încadrată, rezultatul fiind de cele mai multe ori chiciul. Mai avem meșteri care să lucrească pe Ana? Probabil nu avem nevoie. Nu putem construi astăzi în secolul 21, ca secolul 14 sau 19, sau mai înapoi. Cred că aici intervine arhitectul, creatorul, deținătorul măestriei, care, dacă este înzestrat, poate face ca legătura între vechi și nou să fie plăcută, potrivită, armonioasă, să ne transmită informații despre istorie, cultură și civilizație la urma urmei, în contextul locuirii și planificării urbane actuale, a necesităților premii în raport direct cu tehnologia și materialele folosite. Bine, aici cred și aș afirma cu convingere ca pentru a realiza ceva care se dăinuie în timp, sintagma de bază ar trebui să fie bunul simț. Arhitectul trebuie să devină astfel creatorul împreună cu echipele de proiectare și în strânsă colaborare cu programele abilitate ale Inspectoratului de State Construcții, ale administrației publice, să pună în operă idei și soluții în scopul construirii unor edificii sustenabile în raport cu cerințele actuale de dezvoltare. De astfel, în contextul unui urbanism modern, dezvoltarea durabilă are un rol deosebit în vectorizarea directivelor europene spre o bună gestionare a nevoilor societății. Trebuie să învățăm cum să folosim resursele în așa fel încât generațiile următoare să mai beneficieze de acestea la urma urmei. Urbanismul, într-o definire succintă, pentru mine are însemna negocieri. Administrația publică locală trebuie să coordoneze echipele de proiect și investitorii în spiritul și în sensul îmbunătățirii spațiului urban, prin prisma nevoilor comunității, a transparenței decizionale, fără a perturba prezența sau activitatea persoanelor în zonele funcționale existente și, totodată, în favoarea dezvoltării unei infrastructuri care să permită accesul și o bună comunicare între polii economic și social din regiune. Referitor la relația dintre arhitecți și administrația publică, am văzut în temele de astăzi, aș putea spune că este una instituțională, corectă, se tot vorbește de rolul administrației publice locale și dinamismul acestea în emiterea documentelor. Relația dintre administrația publică locală și proiectanți de multe ori ar trebui să se bazeze pe respect. Conținutul cadru al documentațiilor este prezentat în ordine privind normele de aplicare a legii 50, dar constat cu regret o ușoară lipsă de comunicare, calitatea proiectelor fiind câteodată sub așteptări. Administrația publică locală este locul în care dai chem cu adevăratele probleme de arhitectură și urbanism, cu cerințele concrete de dezvoltare a orașului sau comunei, cu obiceiurile și tradițiile zonei respective și cu respectul cu specificul sociocultural al comunității. Dar cred că ar trebui să mă opresc aproape. Este suficient. Revin astfel, în încheiere, la
modernitate în raport cu tradiția, la patrimoniu în raport cu dezvoltarea, la o viață, la o viață corectă marcată de bun simț. Regulile trebuie să respectate, tradiția trebuie continuată, istoria trebuie păstrată, noul trebuie să fie deasupra vechiului, iar vechiul trebuie îmbunătățit pentru a răspunde dinamismului, a zice eu, cerințelor actuale de folosință în contextul unei gândiri creative, funcționale, libere de prejudecăți și întotdeauna în slujba omului. Vă mulțumesc! Patrimoniului construit, prioritatea administrației locale Roma. Doamna arhitectă Ana Maria Alexe. Și la delimitarea și mai
și la cele private, acolo unde nu ni s-a permis să intervenim cu marcajele specifice, am căutat posibilitatea de a amplasa aceste marcaje pe domeniul public. Pentru că, să știți că nu toți proprietarii de clădiri de asemenea tip sunt încântați că sunt înscriși pe lista monumentelor. Mai mult decât atât, am informat cetățenii privind facilitățile fiscale ce se acordă celor care doresc să intervină pe monumentele proprietatea lor. Deși legea stipulează în mod expres, noi am prevăzut în regulamentul de urbanism aferent Google-ului aprobat în 2010 obligativitatea elaborării unor planuri urbanistice de zonă protejată, acolo unde se dorea intervenția pe sau în jurul monumentelor. A deranjat pe mulți, dar s-a reușit totuși în felul ăsta să se delimiteze foarte bine zonele de protecție, iar planurile urbanistice zonale au fost realizate și de proprietari de, sau de firme private, nu numai de municipalitate. Deci am vorbit de acțiunile de inventariere, inscripționare, marcare și delimitarea zonelor, dar este foarte important ca toate aceste lucruri să se finalizeze în efectuarea unor lucrări de întreținere, de consolidare, de restaurare acolo unde este nevoie. Și conform răspunderilor pe care le are primăria, am început cu clădiri aflate în administrarea municipalității, clădiri care sunt utilizate de o largă parte a cetățenilor, cum ar fi cele de învățământ. Colegiul Roman Vodă, corpul A a fost mai înainte, acum este corpul B. Vedeți cum era în 2014 și cum se prezintă astăzi. De asemenea, seminarul teologic ortodox, care este încă un lucru, dar mare parte din el este pus în siguranță. Biblioteca municipală, pe care anul trecut v-am invitat și ați vizitat-o și cred că v-a plăcut. Sediul evidenței populației, o clădire de pe strada Ștefan cel Mare, sau Casa Căsătoriilor, adică obiecte care sunt de interes public și pe care am ținut neapărat să le punem în siguranță, să le punem în valoare, atât la exterior, cât și la interior. În ceea ce privește sumele necesare lucrărilor, menționez că, în principal, ele au venit din bugetul local, dar s-au accesat și fonduri europene și ne-a ajutat foarte mult și Consiliul Județean. Pentru ansamblurile protejate, vorbesc de ansambluri, nu de monumente în sine, s-au elaborat planuri urbanistice zonale de către municipalitate și am început cu ansamblul protejat al străzii Ștefan cel Mare, prin care a rămas numai jumătate după epoca comunistă. Partea care a rămas neafectată de demolări a fost cartată, inventariată, iar ca urmare a elaborării acestui plan, primăria a obținut fonduri europene și a procedat la
investească și ei. Mai mult decât atât, mulți dintre ei și-au dorit să schimbe destinația unor clădiri ca să le valorifice și să le aducă beneficii. Din unele locuințe s-au amenajat spații comerciale, altele au fost puse în valoare în conformitate cu stilul din perioada când au fost construite, astfel încât practic s-a revigorat piața din acea zonă, rămasă la un moment dat cumva ca o periferie. Pentru ansamblul Halei Centrale, care este în continuare a acestui spațiu istoric, am procedat la un nou plan urbanistic zonal. Vreau să vă spun că după ce se licitează, sau înainte de a se licita autorul proiectelor, primăria și-a asumat obligația de a face studiile topo, studiile geo, a inventariat toată zona, a emis certificatele de urbanism necesare și a obținut și avizele înscrise în acestea. Pentru zona Halei Centrale suntem la etapa obținerii de avize. Aceasta este situația existentă cu o situație pe care o știți poate mulți dintre dumneavoastră. Un ansamblu comercial care beneficiază de cel puțin trei monumente istorice deosebite, Hala, clădirea administrației piețelor și sinagoga, singura rămasă în funcție în oraș, deși orașul a fost intens ocupat de evrei. Este traversat acest ansamblu de un drum intens circulat. Drum național, drum european, ceea ce produce tot timpul un conflict între pieton și mașini. Pietonul nu se va obosi, să spun așa, mai ales cel cu sacoșele de la cumpărături, să urce pe o pasarelă supraterană sau să coboare într-un pasaj subteran, va opta întotdeauna să rămână la nivelul solului. Și atunci s-a propus să deviem circulația auto printr-un pasaj, creându-se astfel la nivelul solului o largă piață pietonală, unde să dezvoltăm și spații de vers. O să mă întrebați de ce nu am deviat circulația stânga-dreapta, păi nu se prea putea, pentru că străzile adiacente sunt foarte guste, construcțiile sunt, și nici nu se prea pot lăsi, construcțiile fiind foarte, foarte aproape unele de altele. Acum o să mă întrebați de ce am spus că este o prioritate a primăriei protecția patrimoniului construit. În primul rând, pentru că s-a declarat acest lucru în strategia de dezvoltare durabilă a localității, strategie care poate fi consultată și pe site-ul primăriei. Apoi, pentru că s-au întreprins cele mai multe măsuri necesare atingerii obiectivelor legate, pentru că ne-am propus în strategie punctual să rezolvăm anumite zone cu ansamblu valoroase, s-au alocat fonduri proprii și se încearcă accesarea de finanțare pentru alte surse de finanțare pentru lucrări. Am susținut întotdeauna demersurile private în domeniu și am mediatizat și necesitatea protejării patrimoniului la oaltă cu măsurile fiscale și legislative care s-au luat prin hotărâri ale Consiliului Local.
ce v-am prezentat eu e foarte pe scurt modalitatea în care am lucrat în domeniul ăsta de-a lungul anilor. Nu știu dacă este un exemplu de bună practică, dar eu v-aș invita în pauză sau după ce se termină această întâlnire să vizitați și să vedeți cu ochii noastră principalele obiective prezentate și să vă exprimați atunci părerea. Mulțumesc! În continuare vom da cuvântul doamnei arhitect Dana Eleonora Raicu de la Grupul Rural al Ordinului Arhitecților din România, care va susține o lucrare, arhitectura responsabilă, ghidurile de arhitectură, materiale naturale în construcții și un exemplu de bună practică. Și harta meșterilor în construcție. Colegile mele, de fapt, au pregătit material împreună și de aceea nu corespund programului. Alex va vorbi după pauză și ele vor vorbi împreună. Sau, mă rog. În general, calcanul de pe partea de nord este cel mai expus și
toată lumea își pune polistiren. Atâta vreme cât condițiile meteo s-au înăsprit și au apărut factorii de mediu și green din afară puternică, de fapt ei s-au trezit că acel polistiren este tot timpul găurit de grindină, ei vin cu un tin și repară, iar confortul termic ajunge să fie egal cu zero. Și au început să pună întrebări. Poate e altceva mai bun decât polistiren? Nu. Poate. Adică poate folosim vată minerală sau alte materiale naturale. Și atunci, printre obiectivele pe care noi le-am identificat ale grupului rural, prin proiectele pe care le facem pe lângă aceste ghiduri, am fi vrut inițial să creștem calitatea mediului construit și implicit calitatea vieții oamenilor care trăiesc în mediul rural. M-am pus la bază, ne gândeam la modul în care mediul rural poate să satisfacă cerințele fundamentale, nevoile fundamentale ale oamenilor. Adică, de fapt, în primul rând au nevoie de apă, aer, ca să supraviețuiască, apoi de o locuință, de un mediu care să le ofere o stabilitate economică, de o comunitate puternică și toate acestea crescând și adunându-se o să aducă un fel de self-esteem oamenilor. Și la fel este un paradox faptul că în mediul urban oamenii cu un nivel mai ridicat de trai se retragă de case care sunt de obicei înconjurate de un spațiu mai mare verde, că niciodată nu vrei să stai într-o casă și să te simți ca la bloc. Și oamenii din oraș ajung să aprecieze astfel de valori, pe când oamenii de la sat încearcă să se retragă și să se mute într-un apartament de bloc, neștiind de fapt care sunt consecințele. Și atunci, de fapt, când analizăm toate aceste valori și necesități fundamentale, ne dăm seama că mediul rural este cel care le poate oferi pe toate, nu mediul urban. Și probabil că o dezvoltare ulterioară va duce la o migrare a mediului urban către rural. În aceeași măsură, noi doream să educăm oamenii, de fapt, și agenții economici, și oamenii, și autoritățile locale, și am fi vrut să le facem să înțeleagă că un mediu construit, unitar, păstrat, le vor putea aduce mai multe resurse. Oameni din turism vor putea avea niște comunități coezive în care se poate desfășura proiecte, pentru că toți oamenii vor participa la acele proiecte. Am fi vrut să educăm, să înțeleagă că în mediul rural se poate întâmpla și altceva decât agricultură. Și că ei, de fapt, prin know-how pe care l-au ancestral, prin perpetuarea unor cunoștințe în ceea ce privesc materialele, ne vor ajuta, de fapt, pe noi cei de la oraș să ne restaurăm niște monumente la un nivel corespunzător celui din străinătate. Adică, o biserică cu o structură de lemn nu va putea niciodată să fie restaurată sau să-și păstreze valoarea dacă punem niște grinzi la melare. E evident. Principiul proiectării este scoatem tot că e vechi și punem ceva nou și asta e. Și atunci, educația trebuie să facă pe mai multe paliere. Prin prisma valorii, prin prisma cunoștințelor, a valorii acumulate de-a lungul timpului și a materialelor. În acest sens, noi am elaborat odată ghidurile de bune practici pentru majoritatea zonelor etnografice din România. Mai sunt, în total sunt 53 de ghiduri disponibile, o parte încă mai sunt în lucru. Unele dintre ele sunt încărcate pe site-ul Ordinului Arhitecților și pot fi accesate. Noi am încercat să facem și o distribuire către consiliile locale în zonele în care au fost deja studiate. Ulterior am făcut o bază de date cu meșteri locali, surse de materiale, de construcții naturale, în ideea de revitalizare a acestui domeniu al meșteșugurilor tradiționale. Și există o hartă a meșterilor online, pe care o să o dezvoltăm ulterior. Și ca o consecință a acestora, Ordinul Arhitecților încearcă să reactiveze meșteșugurile, meserile, prin realizarea unor școli de vară dezvoltate în diverse zone din țară, care urmează să activeze pe diverse paliere. Aici e o mică prezentare despre ghiduri, ce ne-am dorit, ce v-am zis și mai devreme.
rostul ghidurilor de a furniza, ce v-am spus, un instrument de lucru atât locuitorilor cât și autorităților publice, ca echipă de-a lungul anilor, cam în jur de 100 de arhitecți implicați și voluntari, o echipă destul de generoasă pe care încercăm să o păstrăm și în continuare. Aici este o împărțire a ghidurilor pe diverse zone etnografice, pentru că principiul a fost să existe acel specific local identificat din punct de vedere etnografic, s-a colaborat cu etnografi care au fost și au fost implicați și în procesul inițial de studiu, dar și în procesul de recenzie ulterior. Și aici când sunt câteva mici exemple a modului de construire. În partea stângă, evident, sunt principiile de așa da, așa nu și încercăm să ilustrăm prin niște scheme de ce un mediu construit unitar ar putea să fie mai valoros, iar oamenii ar fi mult mai interesați să vină să locuiască pe de o parte sau să desfășoare activități turistice, pe de altă parte, în ceva unitar. Evident, un haos nu va provoca niciodată nimănui bine. Și atunci, premizele unei comunități dezvoltate unitar se vor transforma și în capacități economice, în sensul în care mediul rural va oferi posibilitatea de dezvoltare unor funcțiuni pe sol, nu supraetajate cum sunt în oraș. De exemplu, centre de echitație, mai greu să le găsești în mediul urban, diverse tipuri de spitale, centre spa, mediul rural este cel care va oferi posibilitatea extinderilor. O dezvoltare haotică, de asemenea, în care calitatea spațiului se restrânge, este și în partea dreaptă construirea unor elemente masive raportate la fondul existent și vor avea închideri de perspectivă și în momentul în care cineva trece prin zonă și va vedea în prim plan o construcție care nu are legătură cu un context rural favorabil, probabil că nu va fi tentat să se întoarcă. Aici, din nou, exemple, mai mult așa nu, din păcate, am găsit în mediul rural decât așa, da? Culori, forme, volumetrii. Este o schemă a colegului nostru Micloș, care de fapt vrea să ilustreze o arhitectură de import care a fost adusă și plasată impropriu de cei care au fost plecați, au lucrat în străinătate și vin fiecare cu imaginea pe care o au, sau cei care au lucrat la oraș și vor să se întoarcă în mediul rural și din nou vin cu anumite forme importate care nu se încadrează. De asemenea, elementele noi introduse, care nu fac corp comun cu construcțiile vechi, vor parazita un mediu urban, mai ales un mediu rural, pardon, e vizibil foarte mult în zonele centrale, care sunt cele mai coezive. Aici avem și câteva exemple de așa, da, în principiu noi am, prin ghiduri, sugerăm o dezvoltare pavilionară, prin care construcțiile acestea să respecte scara locului, să lase spațiu verde, să există o întrepătrundere la spațiului natural cu spațiul construit. Și aici sunt câteva exemple de adaptare, în sensul în care și oamenii din mediul rural, evident, își doresc confortul și calitatea serviciilor din mediul urban, dar asta ei trebuie să înțeleagă că nu trebuie să-și dărâme total casele și să ia de la zero, ci există niște transformări pe care ei le pot face pentru a obține cu resurse limitate un fond construit și un mediu în care se poate să trăiască mult mai bine. De asemenea, spațiul public în mediul rural care începe să se deterioreze, avem exemple de așa da și așa nu pe fiecare zonă. Și, după cum vă spuneam, și în ceea ce privește materialele, exista o explicitare a materialelor naturale, a resurselor locale, pe care le încurajăm a fi folosite și cu care se pot obține efecte la fel de bune sau mai bune decât cele cu materiale de import, doar că cu resurse financiare scăzute. Aici sunt exemple de arhitectură rurală nouă, de bună calitate, case moderne care se încadrează într-un specific rural, în partea de Cluj și în partea de Secuime,
și care, deși au o aliură modernă, nu constituie o discrepanță față de fondul construit. Cu detalii de arhitectură, cu reinterpretări ale arhitecturii lemnului. Aici este o imagine aeriană a unui proiect despre care colega mea, Marina, va vorbi mai mult. Aici, din nou, reiau un pic ceea ce am spus despre ghidurile de arhitectură. Noi vom continua să cartografiem meseriile tradiționale și există în lucru, în momentul de față, un ghid pentru construcțiile cu gabarit mare, de care vă spuneam, și centre de echitație, spitale, stadioane, că s-au construit foarte multe în mediul rural și probabil se vor mai construi, și altele asemenea. Și mai există un lucru și un ghid pentru construcțiile ecleziastice, construcțiile de cult, studiate pe zone etnografice și pe culte. Aici sunt costurile și durata proiectelor. Justificarea necesității proiectului ghidului de arhitectură, pe care am spus-o mai devreme, și avem câteva exemple de bună practică pentru arhitectura eclezială nouă, de care vă spuneam, biserici, spații publice în cadrul bisericilor, care se adresează tuturor cultelor, nu doar cultului ortodox. Aici avem exemple de bună practică pentru construcțiile cu gabarit mare din mediul rural, care se referă la hale, se pot construi la fel de bine și cu materiale naturale și cu soluții ingenioase care să respecte normativele în vigoare și care să nu atenteze atât la mediul în care se încadrează. Aici ce vă povesteam, că am luat legătura cu consiliile locale, cu galurile și administrațiile locale și am încercat să facem de fiecare dată să ne prezentăm ghidurile, le-am pus și pe internet și pe lângă site-ul Ordinii, mai sunt și alte site-uri conexe pe care se pot găsi. Cel de-al doilea proiect este harta meșterilor în construcții, unde au fost foarte multe provocări și realizări, în sensul în care a fost extrem de greu să identificăm meșterii care sunt cu adevărat meșteri în mediul rural. Unii dintre ei s-au ascuns pentru că senzația era că vine cineva și îi controlează și văd cum primesc banii și atunci au refuzat, din păcate, să fie pe harta meșterilor pentru că, de fapt, ei nu știu cum să-și rezolve problemele financiare. Și am identificat o nevoie care ar trebui să se întâmple, să fie rezolvată la nivelul administrațiilor locale, aceea de a sprijini pentru înființarea unor întreprinderi familiale sau altor firme, altor modalități de a se acredita din punct de vedere fiscal. Ne oprim acum sau? Ok. Raportul privind meșteșugurile și patrimoniul a fost asumat de Comisia Europeană prin acest program Voices for Culture în noiembrie 2017. La nivelul Comisiei Europene s-a remarcat această necesitate de cartare a meserilor tradiționale și a meșterilor și a meserilor emergente. Meserile emergente sunt cele care derivă din meserile tradiționale, doar că se adaptează unor nevoi și unor materiale mai noi. Raportul marca evident lipsa unei repertorieri și a cartării meșterilor și lipsa experienței practice a specialiștilor din domeniul patrimoniului, pentru că este o problemă la nivel global și evident se repercutează în primul rând în conservarea patrimoniului cu valoare culturală universală. În prima etapă s-a existat o cartare online și în care am încercat să luăm legătura cu meșterii care aveau deja o formă de atestare fiscală și cu autoritățile publice care să ne indice din cunoștințele lor ce meșteri au în zonă. A fost destul de dificil, au fost zone în care n-am putut să identificăm meșteri, au fost zone în care n-am putut să luăm legătura cu autoritățile locale, nu au răspuns. S-a făcut foarte mult teren și s-au identificat meșteri, produse, centre de formare,
unde se pot desfășura școlile de vară și toate acestea, împreună cu ghidurile, ar trebui să scoată un document destul de important pentru partea de mediu rural. Aici sunt o listă cu o parte din ocupațiile identificate, dulgheri, lemnari, ocupații tradiționale și produse identificate. Practic, pe hartă, în hartă vom vedea, există două secțiuni, se poate selecta secțiunea de produse și secțiunea de meșteri în fiecare zonă, pentru ca fiecare investitor să poată să găsească ceea ce solicită. De asemenea, bazele de date pentru sursele existente au fost muzeele etnografice, pe lângă autoritățile publice, noi ca arhitecți, galuri, practic unde am putut să întrebăm, am întrebat. Aici sunt câteva imagini ale meșterilor care au fost identificați. În Buzău, de exemplu, un vărar din satul Olari, în Sibiu, tencuială pe bază de argilă. Pe site veți găsi și imagini cu meșterii și cu produsele lor pe lângă datele de contact, ce acoperiș din stof, atelier de țiglărie tradițională, atelier de construit din baloți de paie și argilă, construcție cu pereți din cânepă cu var, materiale, toate acestea intră în cadrul materialelor emergente. Termoizolație din saltele de lână de oaie și tinerii venind la școlile de vară. Aici ce vă spuneam, în etapa a doua, colectarea datelor de teren, în cadrul care am înregistrat un număr de peste 700 de meșteri și produse, care sunt acum pe site. Din nou, familie de fierari din Vrancea, stat de pietrar din Iași, tot din Vrancea, fierărie tradițională din Brașov, din Maramureș, cioplitor și meșteri și țari. Și acum o să accesăm un pic baza de date online pe harta meșterilor. Așa arată la o primă vedere și se pot selecta fie meserile, fie produsele din partea de sus și pentru fiecare există nume, date de contact și diverse poze de la lucrări sau din cadrul atelierului. În această hartă, pe lângă meșterii tradiționali, ne-am mai inclus și meșterii care mai lucrează în domeniul restaurării pe care i-am găsit. Unii dintre ei sunt și acreditați, se găsește această informație de asemenea pe site. Un alt capitol este cel al școlilor de vară, care de asemenea sunt cartate și despre care puteți să găsiți informații și proiecte pe care le-au derulat sau probabil le au în lucru. Și asta din nou sunt câteva imagini. Ideea de la care am pornit printre altele este că un sat dezvoltat cu facilități și multiple reprezintă o alternativă foarte bună pentru viața în mediul urban. Și atunci asta este aspectul pe care am fi vrut să-l dezvoltăm și care ar fi trebuit să ajungă la toate categoriile de oameni, autorități publice, care să poată să preia aceste informații în programele și proiectele despre care vorbeau și reprezentanții de mai devreme. La același subiect, doamna Marina Cincirov a vorbit despre harta meșterilor în construcții, provocări și realizări. Vă prezenta un exemplu de bună practică al colegilor din Cluj, domnul Horațiu Lăcășan, firma Raul. Este vorba de o extindere a unui sat de lângă Cluj, al
cărei beneficiar este eparhia reformată din Ardeal. Dacă puteți schimba prezentarea. Vedeți de ora. Sunt sate care mor, deoarece nu au fundament economic, și sate care renasc și care vor rămâne acolo unde există potențial pentru locuri de muncă. Acest lucru se face nu așteptând investitori, ci făcând ceva, inclusiv primăriile prin parteneriate pot folosi potențialul unei zone prin prelucrarea resurselor pe care le au. Deci nu a vinde materia primă, pur și simplu, ci a vinde produsul finit. A confecționa ceva din lemn, lână, laptele, poți să vinzi produse finite, brânză și așa mai departe, nu doar laptele ca atare. Acest lucru este foarte important, deoarece se economisesc costuri pentru transport, se folosește mână de lucru locală, deci există locuri de muncă, comercializarea se poate face în zone, deci totul poate fi mult mai ieftin dacă se folosește ce este local. Așa. Inclusiv pentru partea cu turism, știm foarte bine că dacă ce se construiește nou este conform cu specificul local și ce se reabilitează, se face tot păstrând specificul local și nu distrugând, nu construind blocuri pe post de pensiuni la oraș, și atunci turiștii vor fi mai interesanți să vină în zonă. Exemplul pe care îl pot azi este Maramureș, Ușoaș, unde știm foarte bine ce s-a întâmplat. Proiectul pe care vi-l voi prezenta are ca obiective asumate dezvoltarea mediului rural, respectarea valorilor locale, un standard de calitate corespunzător al vieții, responsabilitate și sustenabilitate, vecinătatea naturii și cele trei principii pe care noi le promovăm prin ghiduri, revitalizarea zonelor rurale, păstrarea identității locului și dezvoltarea economică, sunt toate aici, în acest proiect. Locația acestui sat este foarte aproape de Cluj, cam la 15 minute cu mașina. Colega mea vă va distribui câteva ghiduri chiar din zonă. Aiton este un sat mixt de români și maghiari. Ca zone etnografice e situat la confluența celor trei zone care sunt în ghidurile pe care vi le va da colega mea, Călata, Câmpia Transilvaniei și Talurile Clujului. Iar ca și comunitatea eclezială e tot mixtă, sunt majoritari greco-catolici, după care sunt ortodoxi și reformați. Eparhia reformată se confruntă cu problema scăderii numărului de noriași după anul 90 și ca atare primăria și biserica au considerat necesară revitalizarea acestui sat să facă o investiție pentru viitor. Acest proiect își propune repopularea zonei, Aiton fiind un sat îmbătrânit și depopulat. Eparhia a comandat din banii bisericii acest sat pentru familiile cu mulți copii din Cluj și din statele învecinate tot depopulate. Situația existentă este un teren la periferia acestui sat, aflat lângă o fermă și pășune. Terenul existent este parțial prost de fundare, parțial a fost ok, e un teren expus vântului, astfel încât configurația a ținut cont de acest lucru. Este un teren de 50.000 de metri pătrați. Cam aceasta este configurația străzilor. Va fi branșat la toate rețelele publice și rețelele publice și străzile vor reveni primăriei, iar spațiile verzi și casele și centrul comunitar vor rămâne în proprietatea eparhiei. Cam aceasta
asta este configurația loturilor, deci sunt 23 de loturi cu două tipuri de case și un lot pentru casa comunitară, care va conține centrul, magazin, cafenea, bar sau prâșmă, o filigorie deschisă către parc, bineînțeles o sală comunitară în care se pot ține evenimente. Casele vor respecta retrageri de 5 metri față de stradă și lotul este cam înscris în 1000 de metri pătrați pe parcelă. Fronturile la stradă având cam 12 metri. Aceasta este o prezentare a caselor. Un cut de 0,7 și înălțime maximă, deci sunt toate parter și mansardă și demisol în ele dintre ele. Ca spații verzi va exista un parc. Va fi o livadă, un spațiu de joacă pentru copii, un centru comunitar și o zonă dedicată comunității, amenajată pentru cei care vor să-și petreacă timp în aer liber. Cam acestea, ca ocuparea terenului, jumătate vor fi alocate loturilor și cealaltă jumătate aproape parcului, zonelor carosabile, ca și locuințe, casa A, cu suprafață de 152 de metri pătrați, este o casă mai mică și casa B este o casă mai mare, toate au 3 fate dormitoare, living, demisol, spații tehnice, locuri de parcare minim 2. Prezentarea casei A. Așa va arăta pe exterior. Fiecare casă va avea ceva individual. Frontonul acesta perforat va avea fiecare un alt model. Fiecare casă va avea un alt model preluat din arhitectura populară, ca și desen. Casa B e un pic mai mare. Loturile diferă un pic, unele față de celelalte. Și toate se situează pe un teren de nivelat, deci fiecare casă cumva e altfel așezată pe teren, are un pic alte condiții, deci nu sunt toate la fel, la fel. Câteva prezentări ale interioarelor, care interioarele vor fi de secolul 21. Materialele folosite, să vedeți un pic mai departe, sunt materiale naturale. Casa comunitară va conține un pavilion deschis spre parcul din spate, iar spre stradă vor fi dotările, magazinul și barul. Ca avantaje, un spațiu locuibil mai mare, un teren mai mare, folosință, economie, folosință de materiale ecologice. Sistemul constructiv ales, au fost făcute comparații între două sisteme constructive când a fost ales sistemul pe care se va merge și cel mai eficient ca și cost, eficiență termică și eficiență energetică a fost un sistem, o structură de lemn cu izolație termică din materiale lemnoase și cu un sistem de grinzi posi-joist cu plăcuțe multipuri. Învelitorile vor fi naturale, ceramice, specifice Transilvaniei și singurul element de plastic introdus vor fi între țevile de instalații. Ferestrele vor fi din lemn stratificat cu geam termopan bicameral. Acesta este sistemul constructiv ales. Raportul autorului energetic a fost foarte bun. Vor fi niște case care se înscriu în categoria A de eficiență energetică. Deci vor fi locuințe în ZEP, cerință obligatorie din 2021 în România pentru toate locuințele, pentru toate clădirile care se vor autoriza. Acesta este rezultatul raportului energetic. Pe lângă proiect și proiectul de urbanism, firma RAUN se va ocupa și de execuția lucrurilor. Este un proiect design and build și acesta este termenul stabilit pentru finalizarea proiectului.
Deci, în momentul acesta s-a depus pentru autorizația de construire și se vor începe construirea drumului, rețelele și de la anul prefabricarea casului și fundațiile. Și până în 2021 vor fi gata cu tot cu amenajarea de interior. Câteva imagini. Avea un teren pe care îl introduzese în mediul intravilan,
pentru a lotiza și nu știam în ce direcție să o apuce. Și când au văzut macheta, că macheta a contat foarte mult și au dat seama care e direcția în care trebuie să meargă și deja e în lucru un puz care va fi foarte detaliat, la nivel de put, care va fi gata până la toamnă, tot dedicat familiilor tinere. Vă prezint câteva poze cu macheta din atelierul lui firmei Rau. Ia patra machetă. Structure care va realiza pereții, caselor și structura. Sistemul este stable, este importat din Polonia, la noi încă nu se fabrică asemenea izolații și ar trebui deoarece există resurse. Sperăm ca prin exemple de acest tip, care sperăm să fie cât mai multe în țară, să apară și fabrici care să promoveze sisteme pe bază de lemn, lână, cânepă și așa mai departe. E ceea ce promovăm și prin hartă și prin ghiduri. Mulțumim! Sunt arhitect român și pe lângă preocupările mele legate de arhitectură, în nevoia de a eficientiza lucrul în cadrul biroului, am preluat câteva dintre preocupările care țin de optimizarea lucrurilor prin intermediul calculatorului. Din vastul domeniu al calculatorului astăzi, o să vorbesc puțin despre digitalizare în contextul procesului de autorizare, dar nu numai. Prezentarea ar trebui să aibă două părți, asta era a doua parte, pentru că prima parte era necesitatea internetului și din câte nu funcționează. Prima parte era oarecum interactivă, în sensul unui chestionar și unui dialog cu dumneavoastră. Dacă s-ar putea, ar fi excelent. Doar că trebuie să mă loghez eu acolo la ceva.
care o am pregătit aici. Digitalizarea înseamnă mai multe lucruri și am observat că, cel puțin în presă, există o anumită... e stigmatizat în sensul în care ne iau roboții joburile sau suntem înlocuiți de calculatoare. De asta m-am gândit să prezint și să mă asigur că înțelegem ce înseamnă digitalizarea în contextul autorizării proiectelor. Există ceea ce se numește piața unică digitală. Una dintre directivele Uniunii Europene care este deja implementată și oarecum solicită din partea membrilor ca încet încet și în cadrul administrațiilor locale să trecem la o evidență computerizată a ceea ce facem și nu doar atât, cât conectată, interconectată în folosul cetățenilor cele din urmă și a tuturor actorilor implicați în cazul ăsta într-un proces de avizare. Pe lângă Uniunea Europeană, Banca Mondială a făcut niște studii pe ceea ce implică obținerea autorizărilor de construire pentru proiecte. Unul dintre studii care este pe serviciile publice, în general, ne clasează, România fiind acolo cu roșu, printre ultimele, chiar ultima, în implementarea unui sistem în cadrul serviciilor publice, din care și autorizațiile fac parte. Ceea ce vedem aici este un extras din acest studiu al Băncii Mondiale pe Bulgaria, România și Ungaria cu câteva recomandări de reforme, unele dintre ele chiar cu legătură directă cu prezentarea de astăzi și cu soluțiile pe care le propun. Aici, simplificarea formalităților ar fi una, extinderea platformelor și clar identificarea unor căi de simplificare a eliberărilor. Mai multe cifre, vin tot în studiul ăsta când ne referim la timpul, numărul de proceduri, costurile pe care le indică obținerea autorizațiilor. România și el e o structură, e o clasificare pe orașe și se pare că noi suntem tot așa, sub medie. Craiova fiind primul oraș în România care se clasează în topul ăsta cu poziția 14 și avem câțiva indicatori de genul numărului de zile în care primim o autorizație sau un raport de cost și alți indicatori, ne putem da seama că suntem puțin în urmă cu ceva de recuperat, dar nu suntem în caz pierdut nici de cum. În analiza procesului de avizare, tot Banca Mondială vine cu o evidență a procedurilor pe care trebuie să le facem în avizarea proiectelor și chiar și după. Aici sunt toate structurate în funcție de etapa majoră a construcției, proces de avizare în timpul construcției și post-construire și în funcție de cine e responsabil de aviz. În mijloc avem România și vedem că are cele mai multe proceduri și structura e pe autorități locale, autoritate națională și entitate privată. Aici intră de la obținerea certificatului până la obținerea autorizației și demersurile pe care noi trebuie să le facem și sunt sigur că le știm, e doar o trecere în revistă a procesului de avizare. Există câteva inițiative în țară, în momentul de față, între care și cea a Ordinii Arhitecților denumită 30 de zile,
găsită pe site-ul 30.0.ro, unde se încearcă aducerea la zi din diferite puncte de vedere a acestui proces laborios sau zăfos de autorizare. Există câteva inițiative de unde putem să luăm pulsul a ceea ce se întâmplă în țară, cel puțin, la nivelul beneficiarilor finali. Comisia de tăia hârtii sau acest mai simplu.ro e, din nou, un modalitate prin care putem să vedem că oamenii sunt destul de nemulțumiți în privința ce se întâmplă în relația cu autoritățile. O relație care, din punctul nostru, arhitecților, cred, de vedere, ar trebui oarecum mediată, oarecum îmbunătățită. Nu cred că suntem neapărat cei mai buni mediatori, dar totuși putem ajuta. E clar că, chiar începând de la revizuirea legislației de urbanism, există diferite probleme, o neconcordanță în privința aprobării investiției pentru firme luminoase, avem același tratament ca pentru o construcție mai amplă. Ceea ce se mai întâmplă la nivelul guvernului în momentul de față sunt niște procese de colectare de date. Colectare de date cu care membrii din serviciile de urbanism se sigur că sunt familiarizați, doar că nu știu în ce măsură, nu știu la ce nivel de detaliu. Ceea ce vedem aici este data.gov.ro, site-ul guvernului care își propune să colecteze seturi de date deschise sau publice, printre care și certificate de urbanism și autorizație de construire. Doar că la nivel de implementare sunt destul de puține astfel de seturi introduse deocamdată, chiar dacă primăriile își fac, într-o anumită măsură, datoria pe site-urile personale să introducă aceste date. Angajații primăriilor din sectoarele de urbanism sunt cei care se ocupă de acest lucru și unul dintre obiectivele prezentării este să înțelegem cumva ce facem și cum am putea să facem mai bine lucrul ăsta. Ziceam de urbanism, ziceam de liste de autorizații și certificate. În momentul de față, foarte puține introduse pe această platformă, dar ne puteam întreba de ce să introducem datele aici. Și unul dintre motive ar fi evidenția pe site, la secțiunea aplicații. Asta e secțiunea aplicații, astea sunt niște aplicații pe baza datelor, seturilor de date. În momentul de față, ceea ce angajatul din serviciul de urbanism introduce, din serviciile autorităților, să păstrăm la nivelul general, se transformă în aplicații de genul ăsta care ne simplifică viața celui din urmă, pentru că felul în care lucrurile se întâmplă în momentul de față, la nivelul administrației, cred că le nu e tocmai cel mai eficient. Pe lângă aceste seturi de date, pe care, după cum vedeți aici, unii oameni le folosesc în scopul unei relații între autorități și cetățean, chiar dacă noi avem niște date publice, de tipul certificatelor de urbanism și a autorizației de construire, ele sunt la modul ăsta. Adică o listă din care trebuie să caut și nu mi-e ușurat procesul de căutare dacă sunt cineva care vreau să, cel puțin să văd dacă mi-a ieșit certificatul de urbanism sau o autorizație de construire. Mai mult decât atât, există o neconcordanță între felul în care aceste liste sunt în diferite localități, comunități eliberate. Fiecare introduce aici ce date consideră, nu există o structură comună. Și asta e una dintre probleme, dar revenim puțin la ceea ce s-ar putea întâmpla cu datele alea, ele ar putea fi organizate într-o astfel de aplicație care să fie efectiv pentru în ajutorul cel puțin arhitecților și beneficiarilor de proiecte și de autorizație. Tot din ideea asta de validare de care
spuneam, în sensul în care e nevoie de o anumită proces de digitalizare. Există unul dintre cele mai recente demersuri ale, e de luna asta, de acum câteva zile, ale guvernului registrelor, care la prima vedere poate părea ceva și mai birocratic, dar oarecum își propune să simplifice lucrurile. E axată ce numește și pe terenuri și pe adrese eventual persoane, lucru care ar fi de folos la nivelul unei aplicații, cum o să vedeți imediat la ce mă refer. Exemple de bune practici la nivel de digitalizare sunt în momentul de față în Cluj și sub forma unui funcționar public virtual pe nume Antonia, pe care domnul Boc de acolo îl propune și îl propune de... are un an deja, în colaborare cu câteva organizații de acolo care sunt mai mult axate pe IT. Și Antonia are niște funcțiuni, aici ar fi fost un filmuleț de pe internet. Ar fi util dacă am putea să dăm un click pe site-ul ăsta de aici, dacă mai e internet. Aici explică puțin din funcțiunile a ceea ce face Antonia. Nu, dați copy-paste de acolo, nu scrieți, că e adresa mare. Dați click, pur și simplu. E un sistem care e implementat la nivel local, dar se vrea fi la nivel național. Pentru că am intrat și am introdus o cerere pentru un certificat de urbanism. Închideți asta. E un clip aici în cadrul articolului, vorbește despre... La primăria Cluj ajung zilnic mii de cereri și cu toate că sunt sute de angajați, oamenii așteaptă destul de mult până primesc un răspuns. Dacă depun acum o cerere la aceste ghișee ale primăriei, aceasta va fi trimisă funcționarului potrivit în cel puțin 3 zile. Când va intra însă în acțiune funcționarul virtual Antonia, lucrurile se vor schimba radical. Cererea mea va fi trimisă în timp real către robot funcționarului potrivit, iar problema mea va fi rezolvată în doar câteva ore. Eficientiza puțin activitatea de aici și ar face să merg lucrurile mai repede și am evoluat în final. Pentru că stăm la încoate destul de mult. Dacă o să fac procesul să fie mai rapid decât cum e acum, eu zic că ar fi o idee super. Nu crezi în domeniul de construcții civile și fiecare proiect al nostru trebuie să facă mai multe drumuri la primărie. Antonia nu va elimina munca altor funcționari, ci le va ușura. Antonia este o soluție de tehnologie de ultimă oră. În prima fază va face partea de program de digitalizare din spate, urmând ca într-o a doua etapă, în ultima parte a anului, să capete o față umană. Proiectul a fost gândit împreună cu IT-știi din Cluj. Ne-am gândit, ok, dacă ideea este să eficientizăm activitatea IMM-urilor prin digitalizarea cât o mai multe servicii, de ce să nu facem acest lucru și pentru administrația publică locală? Pe viitor, Antonia le va răspunde oamenilor pe loc și la întrebări. Continuăm puțin. O să continuăm prezentarea. Poate vă întrebați ce rol are o astfel de prezentare în contextul rural. Poate vorbim de prea oraș în contextul unui soft care face ceva. Chiar și mai înainte, în clipul pe care l-ați văzut la colegii noștri, imaginile sunt făcute pe niște computere care sunt destul de performante. Adică chiar dacă ne îndreptăm spre trecut, ceea ce facem și pe ce lucrăm în viața de zi cu zi e extrem de la zi din punct de vedere al tehnologiei. Nu suntem departe de ceea ce se întâmplă în Cluj.
mai mult cu cât Antonia are, după cum spuneam, tendința de a deveni ceva național, adică cel puțin acolo, în sensul în care pot să înțelegezi județul și nu e rezervat la Cluj, chiar dacă cererile se duc la Cluj în momentul de față. Cred că ar trebui să fie o discuție la nivelul administrațiilor, în așa fel încât pe undeva softul ăsta să ajungă la nivel național, într-un fel, ar simplifica lucrurile. Aici e un proces din procedura, cel puțin o procedură generală a unui flux de acte în care se încadrează foarte bine și autorizația și certificatul de urbanism și orice act intră în primărie. Și aici se vede zona pe care acest soft funcționează și ceea ce el eficientizează într-un interval infim față de ceea ce se întâmplă aici cu fluxul urbanilor dintr-o mână în alta. E clar că există și alte etape, dar probabil vor fi treptat abordate. Tot din exemple de bune practici, la nivel național există și ANCP-ul, care de anul ăsta oferă posibilitatea de a ne de a solicita și de a obține prin intermediul internetului extrasele și nu doar, la, tot așa, la un interval destul de mic. Trebuie numai la certificat de urbanism și felul în care noi, în autoritățile locale, introducem datele, cred că ar trebui să revizuim puțin în așa fel încât să ne putem adapta la un sistem din ăsta, felul în care introducem informațiile aici. Ceea ce vedeți aici sunt trei formate, de exemplu, de fișiere din calculatorul nostru. Primul e PDF, al doilea e un format de Excel și al treilea este un format de Excel special în care lucrez pe internet. Și în momentul de față, ceea ce noi punem pe site-ul primăriei ca date, cel puțin mă leg de asta pentru că e unul dintre cele mai evidente moduri de a transmite informații de la primărie la proiectant, la clientul final, este formatul PDF, un format care nu poate fi preluat de aplicații și nu poate fi folosit. Din discuțiile cu unii dintre membrii Serviciului de Urbanism, am înțeles că motivul pentru care se aplodează acest PDF este pentru că el nu poate fi modificat. E un motiv. Totuși, în momentul când acest PDF este pe site, nimeni nu poate modifica ceea ce este pe site, în primul rând. În al doilea rând, toate informațiile alea sunt. Și putem verifica dacă, poate de la serviciul de IT care îl aplodează documentul, s-a făcut vreo modificare după aceea pe site. Dar nu este singur, și opțiunea ar fi următoarea. Fișierul de tipul ăsta, care fișierul de tipul ăsta poate fi folosit de aplicații pentru a fi preluate datele și restructurate într-un fel. O să vedeți și imediat cum. Cred că din partea noastră ca proiectanți, recomandarea ar fi ca în viitor datele să fie exportate în fișiere de genul. Mai mult cu cât în site-urile de tipul ăsta, ele în momentul de față, după cum vedeți că scrie și aici Excel, da? Ele sunt exportate în format Excel și nu în format PDF, pentru că ei sunt conștienți că pentru aceste aplicații eu am nevoie de acest format pentru exportul listelor, cel puțin, dar vorbim de liste din nou. Pot să fie și alte tipuri de exporturi pe care serviciul de urbanism se poate face în viitorul apropiat, prin intermediul aplicațiilor de genul ăsta. Mai mult cu cât, în momentul de față, primăria Roman este în discuție pentru licitație legată de un sistem integrat, care ar trebui să preia și serviciul de urbanism și, oarecum, încercăm să ne pregătim. Și e o chestie valabilă la întreaga țară, într-un fel sau altul. Totuși, lucrurile trebuie corelate. Deci, în momentul de față, e o tendință de a introduce niște date, că trebuie, sau alte motive, nu neapărat foarte procedurat. Cred că ceea ce vine de la ISC, ca liste de, în momentul de față, ca liste de
ceea ce trebuie să publicăm pe site, ar trebui cumva făcută o corelare între ceea ce diferitele localități exportă. Formatul ăsta de aici, ce se întâmplă cu el? Dacă formatul ăsta îl uploadez odată la o lună, cum în momentul de față se întâmplă, formatul ăsta pot să-l uploadez în timp real. Ce înseamnă asta? Înseamnă că exact în momentul în care eu am terminat un certificat de urbanism, o autorizație, și o completez că a terminat aici, beneficiarul final ar putea să fie anunțat și s-ar putea prezenta la primărie mult mai repede. Am putea elimina niște telefoane, niște zile în plus, în cazul în care investițiile de care vorbim sunt importante. Sau sunt mai importante, pentru clienții final sunt cele mai importante, clar, sunt ale lor. Dar cred că unii voi sunteți familiarizați cu formatul ăsta. Este un format Google, este un format Excel Google, unde pot, la fel ca într-un format Excel, să introduc niște date, doar că ele vor fi publice instant. Ideea de instant este o chestie destul de importantă, un lucru al lumii de astăzi, dacă pot să spun așa. Avem nevoie de informația asta cât mai repede, pe cât posibil. Și în același timp corelate. Și aici o să vedeți că vine propunerea mea pentru dumneavoastră să formăm un grup de lucru care să aibă ca țintă această digitalizare în termeni mari, dar corelare, lucru mai eficient, pentru că și aici e mult mai eficient, lucrez mult mai eficient în felul ăsta, pierd mai puțin timp, pentru că aici mai pierd ceva timp ca să fac fișierul ăsta la sfârșitul lunii, să fac evidența asta ca angajat al serviciului de urbanism, dar lucrurile se precipită și în sfera noastră ca proiectanți care avem nevoie să știm unele date. Aici, pentru că am înțeles că e clar, toată lumea din birou de proiectare știe o anatomie unui birou de proiectare, aici doar și chiar și noastră din serviciul de urbanism, dar țineam să evidențiez prin o diagramă de genul ăsta concentrică de la un început în mijloc aici la o primă discuție cu clientul. Avem pe tot parcursul proiectării până la autorizare și chiar dincolo de asta avem nevoie să comunicăm. Fiecare cerc din ăsta ar fi un punct în care noi avem nevoie unii de alții să comunicăm într-un fel și repede și eficient. În cele din urmă, ceea ce vedeți aici este o imagine a unui dashboard, a unui panou de lucru din aplicația pe care o dezvoltăm în momentul de față de gestiune a proiectelor de arhitectură. Fiecare rând este un proiect și fiecare coloană este un aviz sau o sarcină contractuală. Ele sunt, într-o anumită măsură, bifate aici. Datele astea s-ar actualiza automat, în cazul în care noi am putea să avem o relație, cel puțin, în sensul în care datele pe care noastră le emiteți în materie de a ieși de certificat de urbanism, pur și simplu, sau a ieși de o autorizație de construit, deocamdată, și în viitor și altele, am putea să le avem la un loc pe toate și să lucrăm poate puțin mai european, mai eficient, în digital, în mediul online. Aici e o vedere de puțin mai de detaliu a unor aspecte din cadrul procesului ăsta de proiectare. Astea ar fi niște motive pentru care noastră din serviciul de urbanism v-ați putea implica într-un proces de tipul celui pe care îl propun în momentul de față,
Major ar fi faptul că, oricum, asta e direcția în care și Europa dorește, dar și ar fi nou mai ușor să lucrăm. Și fiind mai pregătiți din timp, ar fi, în momentul când aceste măsuri vor fi impuse, ar fi mult mai pregătiți. Dar, în același timp, ne ușurează munca, sunt foarte salvează niște timp, salvează niște costuri pe partea noastră de proiectare și pe partea primăriei, efectiv, eventual hârtie, eventual alte cheltuieli, alte drumuri, alte probleme. Părem mai profesioniști în ochii cetățenilor și asta e cred, important în cazul în care aveți contact direct cu ei și ne-ar ajuta pe toți să putem să fim. E clar că administrația locală ar fi mult mai prietenoasă în cazul în care toți, și nu doar administrația, cu tot mediul ăsta care se ocupă de obținerea de avize și eliberarea lor, să fim mai prietenoși cu ei, să avem o relație mai cumva directă și imediată. Îi putem ajuta să dezvolte comunitatea, pentru că investitorii sunt cei care construiesc. Din partea arhitecților, sunt sigur că o să aveți sprijinul de care aveți nevoie pentru a lucra și de a ne eficientiza lucrul într-o anumită măsură. Asta este ultimul slide al prezentării. Eu vă mulțumesc foarte mult. Găsiți o invitație pentru grupul de lucru pe URL-ul ăsta sau la numărul de telefon. Este prezentarea de astăzi este pentru cei din administrația publică. Va exista și o prezentare pentru arhitecți, dar deocamdată asta e ceea ce aplicația asta ar putea să facă, să vină la ajutorul dumneavoastră și a nostru tuturor. Dacă aveți întrebări legate de ce am povestit astăzi sau nelămuriri pe care le-aș putea clarifica. Da, să discutăm, da. Deci, cum am putea să promovăm pentru primării mai bine lucrul ăsta în contextul care nu au o prezență online foarte ok. Dar toate primăriile au site. Nu doar le-au. Noi, cu harta meșterilor, am primit foarte multe mesaje și majoritatea, foarte mulți aveau e-mail-uri pe Yahoo, pe e-mail personale ale secretarei sau... Chiar așa este. Chiar cei de la ghidul primăriilor au probleme cu adresele de e-mail. Adică nu au adresa de e-mail oficială cu un site. N-am spus că toate. Sunt multe primării care au un site foarte bine pus la punct. Ar fi să din Moldova, sunt și alții care chiar și promovează și... E principie în care trebuie stipulat, mulți au. Sunt foarte multe primării. Și mulți nu se ocupă de... Așa este. Dar sunt adrese de e-mail, v-am spus. Adică nu au adresa oficială de e-mail. Da, e puțin, la fel ca multe dintre directivele europene, e puțin deconectat de ceea ce se întâmplă în teren, efectiv. Ei vor digitalizare pentru că sunt în punctul în care se o poate face. Au și tehnologia necesară și oamenii pregătiți. Noi, poate că avem tehnologia, că a devenit ceva popular, dar nu avem, poate, pregătirea. Cred că grupul de lucru ăsta ar putea să fie un început, în sensul în care din administrația publică să vină și să discute cu noi, să putem să găsim un punct comun de lucru și, cum ziceam, să reușim munca, pentru că în momentul de față sunt oameni care lucrează în continuare pe hârtie foarte mult și există o arhivă în care caută, poate mai mult decât ar trebui, niște lucruri. E important, cred, și aici, la noi găsiți deschiderea asta, adică dacă aveți întrebări legate de sistem, de internet, nu știu, ar putea să fie orice, atât timp cât noi, în momentul de față,
dezvoltăm un sistem pentru ceea ce se întâmplă în momentul de față aici. E clar că luăm din timpul nostru și să discutăm cu dumneavoastră și să vă clarificăm niște probleme pe care le-ați putea avea. În momentul de față, e unul dintre punctele pe care le propunem, celălalt e clar, sunt clar discuțiile cu arhitecții, în așa fel încât ei să înțeleagă importanța unei astfel de aplicații și implantația unei astfel de relații cu administrația, mai mult cu cât domnul arhitect șef mai înainte vorbea de câteva probleme la nivelul relației dintre noi. E normal, suntem oameni, dar cred că tehnologia asta ne-a putea ajuta cumva, cel puțin să ne ușureze munca sau să putem să avem o comunicare mai eficientă, așa. Care, mergând în dezbatere pe celelalte ministeri, și-au ajutat registrul registrelor. În loc să meargă pe o chestie dedicată, să ajunge la un amalgam, dar nu știu ce va fi. În partea de reglementare, pentru ca să ai toate elementele, pentru a emite un certificat de urbanism și implicit autorizația de construire, este CIS-ul, care trebuie este reglementat, în care să ai o parte pentru cel care lucrează cu el, o parte cu acces total și o parte pentru public cu acces limitat la informațiile care le privesc, ceea ce înseamnă autorizație, deci cu hărți online care în timp real se spune toate datele despre ce se întâmplă într-un oraș, într-o zonă, într-un punct anume din orașul respectiv. Iar partea procedurală sunt legea, cere documente autentice, legale, avize originale, de la ordine arhitecților au nevoie acea dovadă, iarăși formă de PSO, oroia, așa. Sunt o serie de documente care nu prea pot să le iau online. Deci trebuie să vină la ghișeu să le depună. Noi am implementat, am încercat să facem certificate de urbanism primind cerurile pe mail-ul municipiului. Nu a mers. Deci ar trebui gândit de toate aspectele astea. Ați lucrat cu cineva în ideea asta pe IT să vă poată da cel puțin o... Există în domeniul ceea ce se numește user experience, adică ceea ce se întâmplă cu un utilizator a unui sistem, cum vede lucrurile, ce ar fi eficient să poată vedea, să nu aibă foarte... Dau un exemplu, să nu aibă foarte multe lucruri de completat într-un ecran, pentru că se sperie un utilizator de obicei. Nu, la noi sunt, deci e un sistem informatic implementat la nivel de primărie, dar deja avem trei servere, nu fac față la toate datele care trebuie să se acolo. Deci trebuie oricum o tehnologie, partea formată, o device, calculatoare mai bune, e mai complicat. Noi, ca arhitecți, avem un dicton less is more, cumva mai puțin, mai mult, în sensul în care, chiar dacă solicităm din partea lor, și asta, aici intervenim noi ca cu expertiza pe care o avem pe partea de IT. Adică putem să spunem, ok, poate că unele date nu sunt necesare de introdus. Nu sunt necesare pentru că ele pot fi luate de altundeva. Pentru că automatizăm cumva niște lucruri. Sistemele de tipul ăsta ar trebui să nu facă, să nu determine pe om să lucreze mai mult, cât din potrivă mai puțin. Asta ar însemna că dacă eu încarc într-un sistem un act, eu nu trebuie să mai introduc niște date care țin de actul ăla, poate. Deci ar trebui ca din actul ăla sistemul să-și extragă niște informații sau să existe o modalitate din asta mai eficientă de a lucra. Și aici lucrăm și aici ne propunem să facem. Extrasul de carte funcțională trebuie să-l cer la zi actualizat. O să le iau și de pe site-ul CPI. Dar mie legea îmi spune, nu, domnule, să l-am actualizat la zi, să l-am la documentele la care eliberează autorizația de construcție. Păi nu mai există vizat la zi. Noi folosim actele de extrasele, le folosim de pe net, astea de pe internet. Pe care, bineînțeles, plătim o taxă pe internet. Tot sistemul ăsta din spatele a ceea ce introducem aici,
E pe sistemul unui shop online, asta ce înseamnă? Înseamnă că eu am un coș aici, adică am, și ăsta e văzut ca un produs efectiv, îl cumpăr de aici și o să îmi ajungă pe e-mail și asta ajunge la primărie. Fiecare un sistem al lor care să comunice și să nu am, să pot verifica că ordinul a înregistrat. Da, autenticitate. Exact, da. Deci e o formă mult mai simplă, mult mai eficientă de a comunica, cel puțin la nivelul ăsta extrem de birocratic pe care o consider. Ilian. Vreau să te susțin. De ce? Primăria a angajat un director european și cred că de prin iulie-august va fi implementat un sistem cu semnătură digitală pentru eliberarea anumitor acte care pot fi eliberate cu semnătură digitală. Certificate de urbanism, adeverințe, autorizația deocamdată de construire nu se poate elibera digital. Trebuie să fie un act autentic, cum spunea și domnul arhitect de la Piatra Neamț, care îl folosesc foarte mult și dacă nu e în original cu semnături și ștampile, cum spunea doamna, e degeaba. Și bucurătoarea ideea ta de a face acest lucru, am mai discutat, sunt deschis la discuții oricând, trebuie să ne susținem și ajutorul meu îl aveți întotdeauna. Și dă-i bătăi, poate că reușim să facem un program mai bun. Cum se mulțumesc? Da, mulțumesc. Vreau să vă mai spun și eu ceva. Se poate obține extrasul de carte funciară pentru că la nivelul țării a fost implementat pe ANCPI programul ETERA. Să nu uităm că toate oficiile de cadastru și publicitate lucrează la fel. Deci, treaba asta e bună. Suntem de acord cu ce propuneți voi aici, numai că lucrurile trebuie să vină invers. Să vină de sus. Undeva trebuie să existe o viziune centralizată și egală pentru toate localitățile. Asta, apropo, și de ce spunea colega noastră, că nu au toate primăriile dotarea necesară. Deci, noi vrem să implementăm un sistem la nivel european, dar nu avem bază de date nici la nivel de Asia, nu știu, de Africa de Sud, de joia mai înaintea lor, noastră. Înaintea noastră, am greșit. Am dat un exemplu, hai să zic, Mozambic, nu știu. Așa. Deci, bazele de date urbane, la ora asta, nu există, cred că, nicio localitate din țară complete. Ăsta e și motivul pentru care pierdem timp și luăm avize de pe la tot felul de utilități. Ăsta ar trebui să existe centralizat la primărie,
funcționarul să știe exact dacă acolo unde arhitectul propune să-și pună o casă, este liber terenul de utilități sau are posibilitatea racordării sau așa mai departe. Deci noi implementăm un sistem fără să avem baza de date. Asta este foarte greu. E greu. Cu o floare nu se face primăvară. Primăria Roma se spate. Știm de multă vreme. Dar nu e suficient ca să poată să existe toate astea pe platforme. Deci eu zic așa, undeva trebuie să, poate chiar la nivelul urbii, noi arhitecților sau, nu știu, al asociației municipiilor, să se impulsioneze existența unei viziuni unitare pe, la nivel de țară. Și asta, v-am zis, cred că trebuie să vină de sus. Cred că sunt mai multe provocări noastre. Clar că trebuie discutat, ar trebui să comunicăm în primul rând, pentru că în momentul de față simt că există o tensiune între noi, serviciile de urbanism, cumva. Pentru că voi cereți și noi nu putem da. Da, și cred că am putea să ajutăm ca și noastră să puteți da și noi să cerem mai puțin sau cel puțin să ținem cont de ceea ce noi să puteți da. Dar un sistem e necesar, pentru că în momentul de față nu există unul și ne-ar fi mult mai ușor la toți. Adică toți suntem în aceeași boală, într-un fel, din punctul ăsta de vedere al lucrului. Dar comunicarea e esențială. Alte provocări pe care le-ați observat ne-ar ajuta foarte mult perspectiva noastră în cazul angajaților din urbanism sau orice alte detalii vis-a-vis de felul în care credeți, poate nemulțumiri în momentul de față, sau felul în care credeți noastră că ar trebui să se întâmple lucrurile pe undeva. Ca orice fel de sistem de genul ăsta, întotdeauna o să existe reticența faptului că eu am lucrat într-un anumit fel până atunci. Sistemul va implica să lucrăm poate într-un fel puțin diferit, dar diferențele astea nu sunt decât să ne facă viața mai ușoară. Chiar dacă poate în prima fază o să trebuiască să asistăm la o prezentare noastră plictisitoare și să învățăm niște lucruri pe care poate nu ne-ar interesa să le învățăm altcumva, dar e spre binele nostru, a tuturor, într-un fel. Noi suntem aici din nou cu suportul ăsta să, pe de o parte, suntem din interior, pe partea cealaltă putem privi lucrurile și din exterior, cumva din ceea ce doamna Alexa vorbea mai înainte, o privire holistică, generală, de care e nevoie în momentul de față. Toate lucrurile trebuie conectate. Sunt foarte multe instituții în momentul de față, chiar extrem de multe, poate mai multe decât sunt aici, care ar trebui să conlucreze și noi ne propunem ca încet încet să putem avea un dialog cu fiecare și să vedem ce am putea să eficientizăm. Clar, în prima fază nu tot, clar, în prima fază nu, poate nu lucruri importante, dar cu timpul cred că e nevoie de o încredere clar în așa fel încât ei să adopte proiecte care elimină cu totul un întreg sector al fluxului utilor într-o instituție, dar aș prefera, cred, cel mai important ar fi ca noi să discutăm și să nu ne fie frică de faptul că hârtiile astea de aici, care aici nu mai sunt, nu sunt joburile sau nu sunt posturile noastre care vor dispărea, ci doar poate mai mult timp liber pentru noi, pentru că eficientizăm cumva procesul. Mulțumesc foarte mult! Despre patrimoniu, am vorbit despre, frumos spus, viața la țară, grupul rural a avut o prezentare foarte interesantă. Am acordat multă atenție administrației și încheiem tot cu un parfum al obiectelor al patrimoniului și anume despre Otoșani, un târg medieval la confluența a trei milenii, o prezentare a domnului arhitect Mihai Tulbure.
din Botoșani. A asigurat pentru istorie
o bază a apariției târgurilor, ci cel mai mult a influențat comerțul care s-a desfășurat pe axa nord, sud și vest-est. Și este interesant, după formarea statului medieval, moldovean, eu mă refer numai la el, pentru că aici m-a interesat dezvoltarea moldoșanului, am observat o intersecție interesantă acestor drumuri în zona Botoșanului. Comerțul nu l-au dezvoltat moldovenii, pentru că moldovenii erau, cum să spun așa, mai stabili locului. Comerțul l-a dezvoltat cei care cu care ne-au învecinat, mai ales armenii, care au apărut în zonă imediat după, să spun, exodul lor, fiind unul din primele state ortodoxe, creștine formate, deci ei s-au format la 1250, pe când Bizanțul a devenit creștin la 300, prin ocuparea lor de către turcii seleucizi, armenii nu au găsit un sprijin în Bizanț, în Constantinopol, ci în comerțul pe care îl făceau cu nordul Europei, în speță polonești. Și atunci exodul lor, fiind mai apropiați de către de catolici, pentru că ei nu au participat la conciliile ortodoxe pe care le-a făcut Constantin, s-au lipit mai mult de partea nordică a continentului și exodul lor a fost în partea Poloniei, la Lvov, mai mare. De aici au plecat toate comerțul, tot comerțul care l-au desfășurat pe linia care v-am expus-o sud, nord-sud și est-vest. Botoșanul fiind la intersecția acestor drumuri. Alexandru cel Bun dă un Hristov în care îi acceptă pe armeni în zonă și atunci există o deplasare a armenilor spre nordul Moldovei. Bineînțeles, acest Hristov care l-au dat este și continuat de Ștefan cel Mare. Alexandru Petru Rare și-a avut ceva probleme cu ei, la care le-a îndreptat în timpul domniei. Armenii susțin în continuare că ar fi primii care ar fi fondatorii orașului Botoșani, având un Hristov pe care l-au ținut la biserica armenească mult timp și l-au dat, acum este undeva la București, nu se mai găsește, făcut în 1350, deci mult înainte, cam în perioada 1350, înainte de domnia lui Alexandru cel Bun. Noi spunem că acest Hristov care l-au avut de la Cafa nu stă la baza fondării orașului, că pentru că prima atestare documentară și orice atestare există din 1439, în timpul lui Roman I, înaintea lui Ștefan cel Mare, existând acolo o curte domnească. Sigur că da, traseile astea comerciale au dezvoltat orașul. Toate traseile comerciale erau străbătute de așa zisele convoaie comerciale. Convoi comercial erau cam din 60 de cari. Deci un convoi comercial erau armat. Fiecare car avea 6 cai. Un călăresc car ar ținea 60 de călăreți care conduceau carul și ceilalți care în jur trebuia să-l mai păzească. Un drum de la Lvov până la Constantinopol era 3 săptămâni. Deci Botoșanul era cam la mijlocul zonei, iar pauzele se făceau între târgurile renumite, începând de la Sire, nu le mai spun pe cele din Galiția,
începând de la Siret până la Galați Brăila, pe urmă pe teritoriul Bulgariei. În zona noastră se făcea cam o săptămână, chiar poate mai mult, pentru că începea Siret, Dorohoi, Bogoșan, Roman, Bacău era în continuare, Judu, Focșani, Brăila. Căutau în general să meargă fără să depășească apele. Și atunci platoul între Prut și Siret era favorabil. Pentru că primăvara, toamna, inundațiile cum sunt și acum îngreunau carele. Și atunci căutau să meargă pe locuri drepte, în podișul Moldovei, mergeau pe zona foarte bună, aveau numai apa pârlatului care să o depășească. Potoșani avea șansa de a fi la această întrebăiere și a organiza mari târguri de vite, pe care cei care cărau mătăsuri, alte lucruri meșteșugărești, metale sau produse care se căutau în sud, aveau la Potoșani o zonă bună de concentrare a tuturor acestor materiale. Trecem din coace mai modern, ca să vă povestesc de zona, să spun, trecem de perioada medievală, apariția legii organice. Știți cu toții, ce curios, în ea și există în Copou un monument. Și monumentul cu lei și cu obeliscul, nu știți ce reprezintă? Aprobarea legii organice, 1832. Legea organică, regulamentul organic, este ilustrarea unei politici culturale transmițând actul cultural privat în domeniul public. Ea a fost impusă de curios pe turci și ruși, pentru că aici exista conflictul permanent în zona noastră, dar și de Imperiul Habsburgic, pentru că el ocupase deja Bucovina. Prin pacea de la Cuciuc, Cainarci, știți, în 1775, printr-o convenție între turci și ruși și Imperiul Habsburgic, partea din nord a fost luată în mod, cum să spun, într-o convenție de calitate, ca să-i spunem așa, fără ruptă, fără nimic. Rușii s-au ales cu Basarabia, Imperiul Habsburgic cu nordul Moldovei. Lucrul ăsta au apărut niște conflicte ușoare prin care turcii, pentru că moldovenii i-au cam deranjat, l-au aranjat pe Chicavodă, Grigore Chicavodă, și l-au spânzurat la Iași, pentru că s-au opus acestei convenții. Curios că Mihai Enescu, luăm aceasta la 100 de ani, 1877, mulți din moldoveni nu uitase de acest sacrificiu al lui. Legea organică care a apărut a organizat puțin statele și târguri. Și, bineînțeles, o considerăm un început al urbanismului. Au apărut reglementări și legea organică, regulamentul organic, mă scuzați, dacă îi spun lege, că e o lege, a dus la formarea eforiilor, la cel, așa zis, Consiliul Local, în care, pentru prima dată, nu mai aveau ce căutau nobilimea, boierii, ci trebuiau din rândul târgoveților, care spunea să fie între 8 și 10 efori. Problema era alta. Problema era, erau proprietățile. Păi proprietatea era boierului, că boierul avea zona unde s-a dezvoltat, în general, unde aveau loc activitățile comerciale. Și Sturza, de asta îi mai spune și legea mihăileană, Sturza, Mihai Sturza, avea moșia de la Mihăileni, care era la, exact la întrederea Imperiului Habsburgic cu Moldova. Și a căutat ca târgul important să se desfășoare la Mihăileni. N-a plăcut, pentru că, bineînțeles, nici boierii nu vreau să piardă
banii care veneau din taxa pierurilor. Dar pe parcelar, curios la Botoșan, pe parcelar, ne-am dat seama cum au fost parcele. Foarte des în mijloc și mai ales în jurul târgului de vite și foarte majore, să spunem așa, mai largi, spre marginea târgului, unde boierina, nobilii, își căutau să-și facă acele case ale lor tradiționale, care le vedem, acestea sunt tipul de case existente în Botoșani. Multe din ele sunt și în perioada de maximă dezvoltare a orașului. În perioada asta este secesiunea de secesiune, Casa Sofia, care mica care e din Botoșani, îmi spunea și Puiu. Amândoi au lucrat cu mine la institut, cu Neamțul. Îmi spuneau ce se mai întâmplă cu aceste case frumoase. Deci Botoșani a avut o perioadă maximă de dezvoltare în perioada 1890. Era al treilea oraș din Moldova. Avea 30.000 de locuitori. 51% erau evrei. Ei au dezvoltat orașul. Și Elena Greceanu, în studiul ei de zona centrală, spune că centrul Botoșanului are o formă de dezvoltare caracteristică numai lui, dar aduce cu cele din Imperiul Asburgic, cu piața centrală, cu construcții de magazine de jur împrejur. Ea uita să spun un singur lucru, că nu are biserică. Toate localitățile și târgurile din Transilvania și din Imperiu aveau și biserica și primărie. Dar fiind făcute de comercianți de evrei, care, v-am spus, erau 51%, poate la 1930, la prima cartografie, aveau cam 40%, 30%, nu mă voi uite materiale acum, s-au făcut de comercianți. Biserica este undeva lateral, iar primăria și în zona celor mai bogate cartiere. Astăzi, centrul a beneficiat de un program prin fonduri europene și admir Romanul care a reușit să-și facă un plan urban sezonal cu zone construite, protejate și foarte bine au făcut. Nici Piatra Neamț nu are nici Suceava, nici Botoșani. Aveți zonă? Aveți? Așa, chiar acolo nu aveți în zona unde sunt mai multe monumente. Da? Nu mă scuze, domnul Arte. Ce vreau să spun? Aici am făcut un program fără să avem pus. L-au acceptat, pentru că ne-am dus la comisia A, ca să ne avizu. Dar instrumentul de pus pentru zonele de protecție, pentru zonele construite protejate, era nemaipomenit și poate să ajute în continuare. Romanul are un plan urbanistic, l-am văzut și la comisie, foarte bine executat și mai sunt carențe, cum să spun eu, în solicitarea unor care vor să iese din puzul respectiv. Dar el trebuie respectat cu strictețe. Cu strictețe. Bine, legea dă voie oricând să facă modificări. Noi aici avem multe probleme în Botoșani cu elaborarea documentațiilor de autorizare. Dar nu prea sunt în ultima vreme cerințe, pentru că orașul, în zona centrală, este dominat de etnie. Noi avem o singură etnie care, în acum 100 de ani, reprezentau 2%, acum reprezintă cam 7%. În zona centrală, spun. Atunci erau 120 de familii în județ, în Botoșani erau 40 și asta a reprezentat 200 de persoane, astăzi sunt 4.000. O mare greșeală care a făcut-o conducerea primării le-a dat locuri sociale, locuințe sociale în zona centrală. Ea fiind deja eliberată, ca să spun, de cei care plecase de evrei, de greci. Și atunci și-au dezvoltat populația, și-a mărit.
Primăria are o mare problemă astăzi, asta e finalul optimist, am spus eu, unde am băgat o fotografie politică cu o construcție veche. Și dacă noi ne gândim bine, vedeți, o să ne domine construcțiile făcute fără autorizație și cele care își aduc, să spun așa, nu știu dacă mai pe ultima, își aduc, cum să spun eu, meșterii populare și aduc și ei o contribuție, dar nu numai meșteri, ci misiriașii. Misiriașii sunt cei care știu tot. La un coleg de-a meu s-au dus și i-a spus, ce, domnule, dar unde ți-ai făcut proiectul ăsta? Păi la un arhitect. Păi, domnule, ăștia au făcut o carte să ne ia bani. Construcțiile sunt mult mai simple. Da, și vă spuneam, primăria trebuie să-și facă o strategie în dezvoltarea zonei centrale. Strategia asta este foarte importantă. O strategie, ce vrei să faci acolo? Asta o va rezolva puzzle. Ce vrei să faci? Ce să dezvolți? Pentru că, vedeți, și voi suntem cât mai mult solicitați de spații cât mai mari și către, spun așa, companiile care au magazine uriașe. Și atunci există tendința asta să ne infiltreze cu ele. Chiar în zona centrală din Botoșani avem o solicitare acum. Aș spune că ar fi foarte bine un proiect în care se face o cupolă imensă peste centrul vechi și atunci am rezolvat și pe ei, și pe noi, și pe toți ăsta. Dar cel mai important lucru care am spus și acum este de a crește prețul. Dacă vrei să stai în zona centrală, trebuie să crești prețul. Că noi facem locuințe, am dat locuințe sociale spre orice din ele, să stai în zona centrală, plătești de trei ori prețul ca să stai acolo. Și atunci ușor se va elibera. Investim, creștem prețul, investim, creștem prețul. Dar asta e o strategie, sunt idei. Sunt multe soluții, discutam cu Șervan Sturza, lucrând la casa de la Mihailen, împreună că îl secundez și mă rog tot timpul să-i mai vizitez lucrarea și el a avut aceleași probleme acolo, în ce sens? A pus, a clasat lucrarea, casa, care pe jumătate era proprietatea unor moștenitori al lui Enescu, jumătate a unuia din sat. Moștenitorii lui Enescu au cedat partea ONG-ului și ceilalți au solicitat bani. Bineînțeles, niște bani care nu meritau pentru lucrările care le făcea ONG-ul să repare casa. În sfârșit, acum o lună a rezolvat și problema asta cu locuința și finalizăm până la sfârșitul anului, sper că finalizăm construcția muzeului. Și un alt exemplu, el îmi spunea, noi avem sediul Ordinul Arhitecților din Borbășani, din zona centrală, și am făcut, Liliana a fost și toată atunci, în zona centrală, nu cred. Mă gândesc acum asta de vorba. Ne-am adunat toți arhitecții acolo, în fața sediului nostru, și era un lăutar când a pe stradă, pe acolo, în țigară. Și când ne-am văzut mulți, și mai ales vreo 2-3 ani, am zis că de lângă noi, ca să colaborăm cu ei, să ne agităm și noi, bineînțeles, l-am rugat să cânte un tango și am dansat acolo, toți. S-au adunat toate țigănii în jurul nostru și i-am atras puțin să vedem cum participă ei la o, să spun eu, ei participă. Ați văzut și imaginea aici, că turcurile Botoșanului se fac acolo. Dar numai pe moment sunt de acord cu ceea ce facem. Pe următor la gândirea lor să pleacă și amplifică în continuare activitatea lor. Dar prin educație continuă ar dura mai mult decât ar trebui noi să ne analizăm centru. Cam asta e. Nu vreau să vă mai rețin cu alte probleme, vă mulțumesc pentru atenția. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc că sunteți încă aici și ne-ați urmărit pe rațul mei, colegii mei, care au prezentat materiale interesante, spun eu, și vă aștept cu mare drag și la alte evenimente pe care sper să le organizăm. Și chiar dacă domnul primar a plecat, eu transmit încă o dată mulțumire
primăriei care ne-au oferit acest spațiu și ajutor logistic și susținere ca să facem aceste prezentări și să relaționăm noi, arhitecții și urbaniștii, cu dumneavoastră administrația. Așa cum zicea și Alex, suntem de fapt colaboratori, suntem de părți diferite și trebuie să găsim cât mai multe punți și cât mai multe legături care să ne ușureze profesia, munca și să ne facă viața mai frumoasă până la urmă, că de fapt asta încercăm tot să facem prin ceea ce facem zi de zi. Vă mulțumesc încă o dată și acum urmează pauza, aceea care este... Da,